Ieri, Agenția Națională împotriva traficului de persoane, Compania Națională a Aeroporturi București și Poliția Locală a Sectorului 2 au organizat în incinta aeroportului Henri Coandă Otopeni o acțiune preventivă de tip flash mob. Activitatea s-a adresat pasagerilor aflați în aeroport și și-a propus să atragă atenția cu privire la traficul de persoane și la necesitatea unei implicări sociale active în lupta împotriva acestui fenomen. Compania Națională Aeroporturi București este onorată să primească solicitări de parteneriat cu astfel de evenimente. Nu este primul, cu siguranță nu este nici ultimul din seria de astfel de evenimente pe care le organizăm pe lângă altele. Agenția Națională împotriva traficului de persoane evaluează și monitorizează la nivel național activitatea desfășurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituții publice și organizațiile neguvernamentale, ce îndeplinesc rolul de raportor național. În prezent, agenția implementează împreună cu diversi parteneri guvernamentali și neguvernamentali mai multe campanii naționale de prevenire a traficului de persoane, printre care și campania națională de informare Săptămâna Prevenirii Traficului de Persoane. La evenimentul din incinta aeroportului a participat, printre alte personalități, și șeful Serviciului Prevenire din cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, care a venit cu câteva detalii despre campanie. Agenția Națională anual implementează această campanie și este în principal organizată pentru a marca ziua de 18 octombrie, ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane. Acesta a făcut referire și la planurile agenției. În principal ne-am propus să implementăm la nivel național această campanie. Astăzi a fost primul eveniment, un eveniment de anvergură care a dat startul activităților desfășurate la nivel național. Evenimentul a beneficiat de sprijinul a 30 de elevi ai școlii gimnaziale Ferdinand I din București, care au expus desene și imagini cu mesaje antitrafic. Pentru copii este foarte important să conștientizeze importanța acestui fenomen, pentru că niște copii informați vor fi gata să se apere în viitor de efectele acestui trafic de persoane. E bine să fie informați. E foarte important că am fost aici și cred că am tras un semnal de alarmă major. De asemenea, au fost împărțite materiale informativ preventive și au fost transmise publicului sfaturi și informații utile despre traficul de persoane.